Dar privește fiecare în dreptul tău și vezi ce roade aduci. Privește fiecare la viața ta și vezi cum stai înaintea mea. Întreabă-te, îmi place purtarea ta sau nu-mi place? Iată că mai este vreme de întoarcere, mai este vreme de pocăință, plângi, poporule, cu fața la pământ. Cereți iertare de tot ce ai greșit, de tot ce ai păcătuit. Întoarce-te la mine cât mai este vreme. Iată, nu-i departe vremea când voi da pe față chiar în Sion, zice Domnul. Te va apuca groaza și nu vei ști unde să te bași, să nu mai auzi. Căci da, zice Domnul, sunt viu, sunt sfânt. Paharul meu, paharul meu este gata să se umple. Cu privire la unele suflete și când se va umple, zice Domnul, vei auzi veste după veste, când dintr-o parte, când din alta, căci focul mâniei mele se va aprinde. Da, zice Domnul, nu mai este mult, venirea mea este așa de aproape. Și tu, poporul, îți vezi de ale tale, îți vezi de pământ, îți vezi de fire, îți vezi de pântece, doar zice Domnul, sufletul tânjește în lăuntrul tău după cele sfinte. Dar ție nu-ți pasă că auți să aduni, să aduni, să aduni cât mai mult. Și nu știi că ceea ce aduni într-o zi va fi o povară privind la ele. Îți va fi scârbă și vei spune, pentru ce m-am depărtat de Dumnezeu? Pentru ce mi-a luat privirea lucrurile acestea care sunt gunoaie pentru foc? Astăzi înnoiește-ți legământul! Astăzi înnoiește-ți haina! Astăzi tu care te-am pus la lucru, cere-ți iertare! Și pune-te în spărtură, stai în veghere, zice Domnul. Fiecare în cortul tău, da, veghează, veghează, veghează. Căci nu e mult și unii vor fi îngenunchiați prin ceea ce am pregătit și am hotărât. Îngerul morții va trece prin multe corturi, steaguri de doliu. Se vor auzi unul după altul, zice Domnul, ba! În câte un cort vor fi mai multe steaguri de doliu. Să știi că Dumnezeu este viu și foc mistuitor. Vreau curăție de inimă, vreau sfințenie totală. Deci din pricina unora care nu trăiesc viața lângă mine, numele meu este de râs. Numele meu este batjocorit și hulit printre neamuri. Din cauza că poporul meu nu este poporul meu. Din cauza că cei răscumpărați care trebuie să fie lumină sunt în întuneric. De aceea zice Domnul, te chem la altar. Te chem la jertfă, căci altarele în unele corturi sunt dărâmate. A rămas doar cenușa de multă vreme și aștept să mă îndur. Aștept să-ți vin în ajutor, aștept să răspunzi. Dar, zice Domnul, și eu aștept de multă vreme întoarcerea ta. De aceea, suflete, dă de veste și trâmbițează care auzi lucrurile acestea. La fiecare în parte cu care te întâlnești, întoarcere, întoarcere la mine. Căci viu sunt de cel care se întoarce, mă voi îndura, în scurtă vreme voi intra, voi cerceta și voi aduce rezolvare. Dar mânia mea stă să se aprindă împotriva celor mândri, împotriva celor care păcătuiesc fără jenă, sunt Dumnezeu. Și vreau să mi se dea cinstea cuvenită, viu este Dumnezeu.